Bună seara, stimați telespectatori! În această emisiune importantă vom discuta despre situația social-politică, despre societate, despre calitatea elitelor politice, despre concepte de dezvoltare a țării cu invitatul meu. Este vorba de domnul Vitalie Drăgancea, ex-consilier a primului ministru, specialist în comunicare. Bună seara, domnule Drăgancea! Bună seara, domnule Stănică! Spuneam de la început că discutăm despre societate, despre calitatea elitelor politice și mi-am adus aminte că noi, de fapt, cu dumneavoastră am mai avut odată o emisiune, când la fel am încercat să abordăm ce reprezintă societatea noastră și cum ar trebui să fie acele elite care să propulseze țara înainte, ca să aducă până la urmă ceea ce se numește modernizarea și bunăstarea. Eu nu știu dacă am răspuns atunci la acele întrebări, dar țin minte că am avut multe comentarii de la mulți colegi, inclusiv actuali și foști funcționari publici. Am înțeles că emisiunea a fost interesantă, de atâta eu azi m-am invitat. Mai privesc comentariile dumneavoastră pe anumite rețele de socializare și împart tot timpul profund, interesante acele. Nu vă fac un compliment. Eu aș propune ca noi, în cadrul acestei emisiuni de o oră de vreme, să încercăm să discutăm despre etapa actuală, totuși, a proceselor politice, ce se întâmplă în societate, așteptările societății, da? Și totodată, care ne sunt, de fapt, ceea ce se numește eroii timpului, eroii care ar trebui să miște înainte societatea, să fie niște locomotive. Că e vorba de partide, că e vorba de lideri, că e vorba de anumite fenomene social-politice și așa mai departe. Știți cum? Politologii noștri, și mă uit și analiștii seară de seară pe la televiziune, pe la canale, deci mass media, vorbesc despre societatea noastră ca una segmentată, totuși. Adică fenomenul ăsta mai există și în alte părți. Eu cred că noi suntem societate normală, mai întâi de toate. Nu există doi oameni asemănători, identici în lume, deci toți oamenii sunt diferiți, toți oamenii au păreri diferite, au preferințe diferite. Din perspectiva asta, noi suntem societate normală. Este rău că noi suntem dezbinați, dar asta e altă istorie. Oamenii de obicei se unesc în jurul la lucruri care lor le plac de comun sau care le acceptă de comun. Haideți să vedem, uitați, eu vă propun așa, haideți să ne uităm la societatea Statelor Unite. În primul rând, este construită practic în totalitate din imigranți. Absolut. Noi o să vedem acolo și englezi, și francezi, și italieni, și nemți, și chinezi, și indieni, și ruși, pe toți o să-i vedem. Și totodată societatea aceea anual integrează sute de mii de oameni, probabil chiar milioane. Și totuși ea este unită. Ce unește oamenii aceia? Eu cred că oamenii aceia, pe oamenii aceia unesc foarte multe lucruri importante, cu care ei probabil și mândresc. Este așa numitul vis american, după care pleacă lumea în Statele Unite, și care cred că în Statele Unite, dacă muncești, tu neapărat ai să ai succes. Uh-huh. Statele Unite se mândresc cu industriile lor constructoare de mașini și cu tehnologii. Statele Unite se mândresc cu Apple, Google, Facebook, Tesla, se mândresc cu hockey-ul și cu basketul lor, se mândresc cu armata lor, cu flota lor, care este cea mai puternică din lume. Deci au multe lucruri care ei se mândresc și ei sunt uniți de mândria asta. Ei cred că, uite, ei împreună au creat asta și asta demonstrează competitivitatea lor și puterea lor. Asta îi unește. Dacă o să ne uităm la societatea germană, noi o să vedem nume mari care le-au creat nemții, noi o să vedem Mercedes, o să vedem BMW, cum spunem noi BMW, o să vedem Volkswagen, o să vedem Bosch, o să vedem o listă mare de nume, iarăși de nou care le-au creat nemții și care sunt cunoscute în toată lumea și sunt apreciate în toată lumea. Dar nu mai spun de cultura germană, de știința germană. România tot are nume mari. Uh-huh. Românii se mândresc cu Castelul Peleș, se mândresc cu companiile noi, cu Dedeman, cu iPath, se mândresc cu universitățile lor, se mândresc cu frumuseța Iașilor, nu știu. Cu cine mândrim noi? Ne mândrim că avem numele vechi Moldova. Acum și revenim. Deci uitați-vă dacă ceea ce am spus eu, că românii se mândresc ca să demonstrează competitivitatea lor. Da. Ei pot. Aceste elemente de mândrie comunică societății optimism și speranță.
Atunci când lipsește speranța, noi intrăm în disperare. Da, e adevărat, noi permanent vorbim despre trecut. Permanent. Noi ne raportăm doar la trecut. Știți de ce ne raportăm la trecut? De atât că liderii noștri sau cei care ne conduc, mai exact, ei nu sunt lideri, ei nu au înțelegeri cum trebuie să construim un viitor. Și eu cred că segmentarea noastră, dezbinarea noastră provine anume de aici. N-au liderii de atâta că probabil că n-au intelectuale, fiindcă oricum noi istorici știm că tot timpul transformările mari care are loc de modernizare într-o țară, în primul rând la bază stă așa un fel de revoluție intelectuală. Revoluția intelectuală la noi după 89 nu s-a prea văzut și noi într-adevăr ne-am înglodat în acele reforme minuscule de a face transformări în economie, de a privatiza, de a avea un ideal, că am avut și noi, de fapt, idealul respectiv, idealul libertății, când ne-am rupt de URSS, ca și americanii de Imperiul Britanic, da? Ideea libertății. Libertatea este o poveste care trebuie să știi că să o folosești. Dar eu aș vrea să separ puțin. Da, eu cred că intelectualitatea are o doză de responsabilitate foarte mare. Dar nu putem, asta nu înseamnă că intelectualitatea trebuie să răspundă din capacitatea celor care conduc țara. Deci sunt două etape mari, de obicei, în formarea unei personalități politice. Prima etapă e când el prima dată candidează și oamenii votează un necunoscut. Oamenii votează un set, probabil, de promisiuni, de mesaje. Dar ei votează un necunoscut. Și acest om ajunge în birou și fie devine într-adevăr lider, fie nu devine. Și eu cred că cu excepția, probabil, dacă ne uităm în urmă la capitolul președinți, cu excepția lui Vladimir Voronin, puțin au reușit să devină președinți. Și în lista primilor omeniști tot așa avem multe rateuri. Foarte multe. Oameni care au intrat în biroul de prim-ministru, dar nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor societății față de un prim-ministru. Și președintele țării, și primul ministru, și președintele Parlamentului sunt cei care văd călcarea înainte și ne conving pe noi să-i urmăm. Iar când ei nu merg înainte și se uită în trecut, noi ne certăm între noi. Intelectualitatea ar putea și eu chiar cred că trebuie să ajute societatea să învețe să aleagă mai prudent. Noi încă nu am învățat în 32 de ani să apreciem greutatea votului nostru, pe de-o parte, și pe de-altă parte, noi încă nu am înțeles fenomenele sociale și avem foarte mari așteptări toți de la societate și foarte puțin ne implicăm în construcția unei societăți mai bune. Noi suntem într-un gen de stare de așteptare. Noi credem că cineva trebuie să vină și să facă. Sau cineva trebuie să ne dăie. Știți, cu cineva trebuie să ne dea tot politicienii să devină, pentru că campaniile din ultimii ani, în special din ultimul deceniu, campaniile electorale tot timpul au fost încărcate de laudă și de fală că eu am să aduc de undeva ceva, s-a creat iluzia că undeva este și nu o să ne dea. Pentru că noi suntem buni, pentru că ei sunt prieteni, pentru că nu știu ce. Dar nimeni nu dă gratuit. Nimeni. Și aici chiar atrag atenție că nu e vorba de Federația Rusă. Rușii nu dau gratuit și Uniunea Europeană tot nu dă gratuit. Da. Fondul Monetar Internațional în genere este o instituție care impune condiționalități foarte dure. Și și banii care vin de la aceste instituții în Republica Moldova sunt bani scumpi. Și noi încă n-am învățat lecția. Noi în continuare credem că cineva trebuie să ne dea. Bine, atât, nu noi. Da. Noi pornisem discuția de la ideea de consolidare a societății, că suntem predizbinați și trebuie să ne unească niște lucruri. Și eu am aruncat o frază, spunem că cine unește pe noi, în primul rând, ne unește faptul că suntem cetățenii Moldovei. Parcă e o țară veche, recunoscută în istorie, cu niște lideri, cu Ștefan cel Mare. Cine din noi trăiește cu istoria, domnul Stăpânec? Eu cred că este o parte de societate care trăiește cu istoria, dar este adevărat și ceea ce spuneți dumneavoastră, că ne trebuiește pagina de azi și pagina de mâine acestei țări și atunci e vorba de niște aspirații comune, de niște idealuri comune. Și vedeți că idealurile respective, nu întâmplător spuneam că purtătorii acestor idealuri în orice societate în mare parte sunt intelectuale. Da, ei uneori sunt romantici, ei uneori se mai rup de realități, dar oricum ei ne arată visul cealaltă, cum spunem noi, visul american, da?
visul Moldovei de astăzi trebuie să-l poartă în primul rând intelectuale. Și straniu lucru că eu nu prea văd această râvnă intelectuală. Nu știu, eu greșeală, eu pregătire de acasă, fiindcă toate idealurile astea totuși de multe ori vin totuși din familie, de acolo, de unde e pământul, pe unde sunt rudele, pe unde e pământul natal, pe unde este, deci, dragostea asta de plai natal, care trebuie mai departe insuflată copiilor, ca ei să nu, cum o dat de niște greutăți, ei lasă mâinile în jos, ori așteaptă toți ca cerșătorii că, băi, cineva trebuie să ne ajute, că noi suntem slabi și ceva nu ne ajunge. Eu am să fiu doar parțial de acord. Copiii de astăzi sunt foarte diferiți chiar de noi. Accesul la informații le permite lor să cunoască și alte istorii. Așa cum nu vorbesc despre istorie din trecut, vorbesc despre istorie din viitor. Deci, da, probabil că sunt, nu probabil, sunt și copii care, din păcate, sunt mai nereușit crescuți și ei așteaptă să le dea, dar majoritatea copiilor totuși sunt proactivi și ei nu vor să trăiască cu istoria. Noi putem să le povestim oricât de mult despre Ștefan cel Mare sau despre alte filii care noi le considerăm mai mult sau mai puțin de succes în istoria Moldovei, dar copiii ăștia vor să trăiască cu viitorul. Și atunci când ei vor lua decizie unde să trăiască, unde să învețe, unde să muncească, unde să-și construiască casă, unde să-și facă familie, ei nu vor ține cont de istorie. Eu am întrebat pe cine interesează istoria, nu din perspectiva cunoașterii, să o cunoaștem, da, dar din istorie, când vorbim despre construcția unei societăți, noi putem lecțiile să le învățăm și să nu ne afundăm foarte mult și foarte departe. Pentru că viitorul oricum o să fie diferit de trecut. Și astăzi o problemă mare este derivă anume din libertate. Anume din libertatea de a cunoaște și din libertatea de a alege. Și tinerii noștri cunosc că există despre existența unor societăți mai civilizate, mai dezvoltate decât noi, mai stabile, mai stabile politic, mai stabile economic, mai mature, și au libertatea de a alege. Și aleg să nu trăiască în Republica Moldova. Și doi, ați spus despre romantism. Romantismul este caracteristic nu doar intelectualității, politicienii, în special guvernanții, deseori operează cu romantismul, dar cât de departe poți merge cu romantismul atunci când vorbim despre Republica Moldova și noi imaginăm ca un brand. De-aia am spus, Statele Unite se pot mândri cu, Germania se poate mândri cu, România se poate mândri cu. Cu cine mândrim noi? Unde e puterea brandului Republica Moldova? Dar în general, cine ar face pe noi astăzi să credem că Republica Moldova este o construcție puternică? Și cine poate face să credem că Republica Moldova va fi o construcție puternică? Ce auziți dumneavoastră, eu poate nu au, poate dumneavoastră auziți pentru că eu nu au, ce auziți despre schimbări, despre transformări, despre modernizare? Ce auziți? De vorbiți să vorbește. Nu, uitați. Polițienii vorbesc. Vorbesc. Care-i planul? Ce știm noi? Când și ce o să fie? Bine, eu am să vă arăt altceva. Sunt vorbe despre modernizare, da? Și sunt, de exemplu, decizii. Decizii de creșterea salariului judecătorilor curții constituționale sau de creșterea salariului demnitarilor publici, creșterea salariului și să așteaptă chiar și zilele astea altor categorii de oameni. Da. Deci aceste decizii au fost luate. Cum credeți, guvernanții de azi câștigau alegerile dacă în campanie vreau să spună, băi băieți, uite, prin primele noastre acțiuni o să fie să creștem salariul curtea constituțională, o să fie să creștem salariul demnitarii de stat. Așa credem noi corect. Cum credeți să-i votau oamenii? Nu. Nu-i votau. Deci noi avem în față, asta e misiunea intelectualității, noi avem în față minciunile, în sensul diferența dintre campanii, promisiuni și decizii, noi le avem în față, dar noi nu le vedem. Și asta este o provocare mare a timpului că fluxul informațional care cade pe oameni este enorm de mare, este imens. El nu a fost așa niciodată și creierul omenesc nu reușește să le țină minte pe toate și să descurce. De asta, totuși, senzația de amăgeală oamenii o au, senzația de decepție oamenii o au, ca să nu fiu acuzat că asta este o speculație. Nu este speculație, lumea pleacă din țară. Și statisticile, dacă s-ar face publici, s-ar vedea. Lumea pleacă din țară. În special, pleacă din țară, iată, acum noi suntem în perioada ultimului sunet, să vedeți câți vor rămâne în țară din copiii care acum susțin bacalaureatul. Foarte puțin. Foarte și universitățile puțin. Acum termină și ca așa. Exact. Și absolvenții universităților tot așa, la fel. Ei își caută soarta și o proiectează undeva în afară.
Deci acestea ar trebui să fie primele ținte ale oricăror guvernanți. Convingerea tinerilor să rămână în țară, dar nu îi poți convinge pe tineri să rămână în țară în momentul în care deciziile care tu le iei zilnic n-au treabă cu dânsii. Vedeți că noi cu dumneavoastră cunoaștem aleacă cum funcționează administrația statului și am văzut în politică mai mult proces în ultimii 20-30 de ani. Și eu văd că, de fapt, ceea ce se numește minciuna în politică, falsul, manipularea cetățenilor, electoratului, deci a fost practic la toate etapele. Desigur, actuala guvernare are poate un rol aparte, promisiunile și așteptările, promisiunile au fost mari, așteptările au fost mari, dar rezultatele sunt așa cum sunt. Exodul, în loc să se micșorează, crește. Și atunci îmi pun întrebarea, anume din punct de vedere a ceea ce se numește elite intelectuale și politice, noi ca oameni raționali, indiferent de viziunile noastre ideologice, indiferent de partidele unde ne aflăm, că ne aflăm în opoziție sau la guvernare, ar trebui să facem probabil cu un pas înainte pentru a lua o decizie comună. Până la urmă, nici un partid, mă uit eu, și nici o guvernare, nu are tot potențialul de cadre ca să soluționeze problemele legate cu tineretul, cu agricultura, cu economia, cu relațiile economice internaționale și etc. și etc. Că noi vorbim, cum ați spus dumneavoastră, de modernizare. Și mă uit că pașii respectivi nu se face. Adică dezbinarea, nu doar în societate, dar dezbinarea mare este pe toate segmentele, inclusiv și politice. Guvernanții nu vor să colaboreze chiar nici cu adepții lor politici, cu partidele satelite. Opoziția tot nu prea, am văzut prea mari încercări de a consolida niște echipe mai solide. Și atunci ce se întâmplă? Atunci se întâmplă că noi nu avem nicio șansă de modernizare. Mai întâi de toate, eu cred că dezbinarea societății, e derivata activităților elitelor și în special a guvernării. Deci societatea nu s-a prima misiune a guvernanților este să unească societatea. Asta e prima misiune. Da. Noi suntem diferiți, noi avem diferite presiuni, diferite preferințe, diferite păreri, dar noi putem fi uniți pentru că sunt lucruri care ne unesc. O guvernare înțeleaptă ar evita subiectele care ne dezbină și ne-ar umple capul și atmosfera cu subiecte care ne unesc. Și atunci toată societatea asta chiar și atât de poate îmbătrânită și atât țara asta atât de depopulată, dar concentrându-și toată energia, nu pe conflicte interne, dar pe niște proiecte în care noi toți credem, noi am putea să determinăm progres. Dar noi nu avem proiecte care ne unesc. Asta e unul la mână și doi la mână. Foarte interesant fenomen care rămâne, nu știu cum ne-a observat, este că noi avem un partid care se numește Partid de Dreapta, partid adept al principiilor democratice de guvernare, dar cu certitudine cel mai autocrat partid care Moldova l-a avut vreodată la guvernare, cel mai autocrat. Noi nu am avut partide care au admis așa abuzuri, niciodată. Chiar și Vladimir Voronin, fiind copil sau, da, fiind un produs al școlii politice sovietice, care nu era una foarte democratică, dar dacă vă amintiți, în primul mandat de președinte domnului Voronin, practic a rămas tot guvernul neatins. Au fost miniștri din toate dimensiunile politice, din toate partidele, practic. Nu a fost atins segmentul 2 al guvernului, au fost lăsați oamenii să muncească. Și eu cred și sunt sigur că Vladimir Voronin atunci a înțeles că, uite, faza politică s-a terminat și acum a intrat în faza de administrare. Avem nevoie de oameni care știu și pot. Da. Anume știu și pot să acționeze. Asta este atât înțelept din perspectiva de guvernare și administrarea proceselor, cât și înțelept din perspectiva politică că împărtășești răspunderea. Politica e dialog, iar partidul de astăzi de la guvernare nu este adeptul dialogului. Și asta se vede prin faptul că toți cei care au mers în paralel cu această structură și în paralel chiar cu doamna președintă în ultimii 5-6 ani, nu mai sunt lângă doamna președintă.
Deci asta arată chiar o incapacitate de dialog, incapacitate de a găsi compromis și o dorință de a conduce prin ordin. Că oamenii fug de obicei atunci când nu se găsește un numitor comun. O să ne amintim, putem să ne amintim care au fost primele decizii administrative când a venit actuala putere politică. Au fost acțiuni de epurare în instituțiile publice și au fost concediați oameni care cumva erau calificați ca oamenii cuiva din trecut. Da. Deci nu au fost concediați pe motive de ineficiență. Nu le-a fost demonstrate abateri în lucru. Au fost presați să plece. Deci asta tot este o dovadă a incapacității de a colabora și de a uni oamenii. De asta eu și spun că acest partid cumva îi clar opusul la ceea ce anunță. În tot, absolut în tot. Guvernarea în regim de situație excepțională de atâta timp. Cum ea poate fi explicat? Avem un parlament funcțional, absolut. Avem 63 de mandate a majorității, deci este o majoritate mai mult decât confortabilă. Putem trece totul. Eu nu știu care este explicația autentică dinăuntru, eu pot doar să presupun că nu se dorește de a discuta public. Pentru că chiar și atunci când ai majoritate în parlament. Dar se votează, de exemplu, se promovează o modificare bugetară, ea trebuie discutată, corect? Da. Și se dorește evitarea discuțiilor publice și în modul ăsta, se guvernează, și pe motivul ăsta, se guvernează prin situație excepțională. Iar prin situație excepțională, acești demnitari publici au trecut, nu știu, miliarde de lei, poate chiar zeci de miliarde de lei. Societatea probabil acum încă nu este conștientă ce se întâmplă în spatele situației excepționale, așa numite. Dar eu nu mă îndoiesc că următorii guvernanți, cel puțin o parte dintre dânșii, vor avea mare chef să examineze perioada asta. Și asta deloc nu e distractiv, pentru că noi, în loc să facem un pas înainte după ce o schimbe guvernarea, noi iar o să intrăm într-o fază de conflict, într-o fază de vânătoare a unii după alții și, din păcate, noi nu o să ajungem într-o situație în perspectivă apropiată. Eu nu văd cum noi putem ajunge într-o situație socială și economică mai bună. Adică dumneavoastră presupuneți, și eu mi-am auzit gândul ăsta la cineva din că următoarea guvernare ar putea să meargă după aceleași precedente, după aceleași modele. N-ar reuși să atingă succesul, n-ar reuși să promoveze dialogul, să propună un alt fel de model de politică și de administrare a statului. În primul rând, următoarea guvernare nu o să fie una unitară. Eu nu cred că o să avem parlament în care o să existe majoritate de la un partid. Eu sunt sigur că o să fie un parlament fără mițat. Asta nu înseamnă că toate partidele care o să treacă în Parlament o să aibă caracter sau scopuri revanșarde, dar o parte vor avea. Desigur. Și atunci, iarăși, atmosfera noastră publică o să fie încărcată cu mesaje și informații despre uite acela, uite a luat, uite a făcut. Și practica asta proastă a fost plantată acum, în ultimii 2 ani. S-o creat justiția televizată, acuzațiile televizate. Deci la noi instituțiile care sunt responsabile de respectarea ordinii publice și în special de închetă, din păcate nu își mai fac treaba așa cum ar trebui să fie. Și un nume sau altul apare vinovat cu mult înainte de a ajunge în instanță în genere. Da, fiat să ce se numește justiție televizată. Deci eu am vrut doar să spun că până ce eu văd mai multe motive pentru a fi pesimist decât optimist. Dar tot timpul apare întrebarea, ei bine, și ce trebuie să facem noi toți, niște cetățeni care vrem ca țara să se dezvolte, pe de altă parte avem și niște cunoștințe și știm modelele bune care trebuie să promovate și nu întâmplător v-am spus despre cele elite intelectuale care ar trebui să fie mai active, adică ei trebuie să poate să-și recunoască și greșelile, dar să propună și niște soluții. Aceea se numește vocea societății civile.
până nu de mult noi legăm cu ONG-urile, acum văd că toate ONG-urile actuale sunt susțin guvernare, ori sunt la guvernare, ori susțin guvernarea, direct sau indirect. În tot cazul, ele și-au pierdut vocea, după cât îi văd. Înainte erau pe la televiziune, mai criticau câte ceva, arătau lacunele, acum atât e bine la dânși. Da, asta e bine. E bine menționat. Totul e bine la dânșii. Acum, ONG-urile cele mai... Cu mai mare voce, într-adevăr, sunt cumva partea guvernării și au pierdut capacitatea de a observa și de a, inclusiv, de a critica. Dar, teoretic, e ușor. E ușor de schimbat lucrurile. Practic, este chiar greu, pentru că societatea e într-atât de polarizată încât astăzi oamenii probabil nici nu-i poți trezi la o discuție sau e foarte greu să-i trezești la o discuție. Nivelul din încredere este foarte înalt. Și eu aș spune că nu este vorba de nivelul din încredere doar față de instituțiile publice sau doar față de partidele politice. Eu cred că noi avem un nivel înalt din încredere pe orizontală. Oamenii între ei nu se cred. Între dânși. Au fost prea multe conflicte. Au fost oamenii într-o manieră obraznică, mârșavă, chiar au fost atrași în conflicte de către politicieni. Pentru că politicienii au transformat competiția politică în luptă murdară, anume în război. Și cei care au susținut PAS au insultat și au atacat susținătorii lui Dodon și viceversa, de exemplu. Măcar că ăștia sunt simpli alegători și simpli cetățeni Republicii Moldova, și cel mai des n-au avut nicio treabă, nici cu deciziile care le-au luat guvernările și dacă guvernările au și profitat cumva din deciziile și oamenii nu au profitat. Dar au fost atrași în conflict. Și astăzi noi ne-am pomenit o societate profund traumată psihologic. Pe de altă parte, elitele în toată perioada asta au tăcut. Inclusiv mă refer aici la elitele intelectuale. Este greu de spus de ce. Mi-e vine greu să spun de ce. Poate unii au și de pierdut ceva dacă și-ar expune opinia, dar eu sunt adeptul expunerii opiniei într-o manieră civilizată, cel puțin atât timp cât nu te scoate nimeni din sărit. Și guvernarea ar fi ajuns astăzi într-o situație mai receptivă la mesajele din societate, dacă aceste mesaje aveau să fie transmise cu regularitate, cu o frecvență mai, mai bună. Dar, știți, guvernarea a luat decizii, după mine, obraznice, multe. Ele au trecut, societatea le-a înghițit și astăzi guvernarea nu are niciun motiv să nu ia altele. Da. Eu propun să facem o mică pauză de publicitate și după aceea continuăm misiunea. Pauză de publicitate. Stimați telespectatori, continuăm emisiunea. Spuneam că l-am în studio pe domnul Vitalie Drăgancea, care a fost consilier a primului ministru, este specialist în comunicare. Discutăm despre societate, despre elitele politice din Republica Moldova, despre conceptele dezvoltării a țării. Desigur, în prima parte a emisiunii am vorbit mai mult despre aceea de ce nu ne reușește să consolidăm societatea, care este aici partea de vină a politicienilor, a guvernanțelor, fiindcă până la urmă ei trebuie să găsească concepte, trebuie să găsească proiecte pentru ca societatea să se modernizeze și să aibă, să realizeze succesul. Eu știu că dumneavoastră faceți asemenea analize, nu dumneavoastră sunteți. Și noi vedem că este agenda guvernării. S-ar părea că integrarea europeană, da, mai săptămânal guvernanții ne vorbesc despre riscul războiului, toate mesajele este legate cu războiul din Ucraina, riscuri și așa mai departe. Vorbe multe despre reforme, despre reforma justiției, despre lupta cu corupția și așa mai departe. Dar când privim în rezultatele sondajelor sociologice, vedem că populația de fapt are altă agendă. Cum se face că în campanie electorale, da, noi, politicienii cu populația, parcă au niște agende foarte apropiate. Ce trebuie să vă promitem? Vă promitem ca să luptăm cu sărăcie. Vă promitem ca să aveți locuri de muncă și să aveți salarii bune și să aveți pensii bune.
Și uite, ne-am îndepărtat 2 ani de la campania electorală din 20 sau din 21, suntem într-a treilea an, adică guvernarea actuală, da? Și de acum agenda tare se deosebește. Agenda guvernanților și agenda populației. Agenda populației, care este acum? Cum o vedeți dumneavoastră? Nu, știți, eu cred că politicienii, marea majoritatea politicienilor, privesc foarte îngust cercetările sociologice și acolo caută numai cifrele care vizează pe dânsi. Când cercetările sociologice, calitative, sunt o sursă mare de înțelegere a dispozițiilor sociale, așteptărilor oamenilor și o sursă mare de idei și propuneri. Dacă vorbim despre integrarea europeană, eu sunt sigur că majoritatea cetățenilor Republicii Moldova susține integrarea europeană și o susțin sincer. Doar că cetățenii văd integrarea într-un fel, iar politicienii o văd altfel. Cetățenii văd integrarea europeană din perspectiva nivelului de bunăstare și a calității vieții. O să avem prosperare. Oamenii vor să aibă localități tot atât de curate, tot atât de frumoase, locuri de muncă tot atât de calitative, tot atât de plătite, bine plătite. Vor să aibă școli și grădinițe pentru copii. Pe când guvernanții înțeleg integrarea europeană ca temă, ca subiect, pe care îl vând. Uh-huh. Îl vând și după ce ajung la guvernare, integrarea europeană nu mai este atât de dulce. Atât că pentru a progresa pe vectorul integrării europene trebuie să determini niște schimbări, niște transformări instituționale inclusiv, care noștri nu reușesc să le facă. Faptul că noi suntem acum candidați nu este meritul nostru. Este meritul circumstanțelor care s-au întâmplat în jurul nostru. Dar din cât eu cunosc, pe dimensiunea transpunerii legislației europene și a executării condiționalităților, noi suntem restanțieri. Chiar restanțieri. Politicienii noștri cel mai des înțeleg cuvântul reformă a unei instituții sau alta prin subordonare. Eu am venit la putere, am să dau afară șeful de colo, am spus șeful meu și am să fiu stăpân. La rândul lui... În astăzi constă toată reforma. Exact, exact. Pe când, de fapt, oamenii înțeleg reforma altfel. Alegătorul obișnuit crede că, uite, dacă ei vor reforma instituția, înseamnă că ea va lucra mai bine, ea va fi mai atentă, ea va fi mai eficientă, eu mai ușor voi obține ceva. Iată, asta nu se întâmplă. Subordonarea politică nu face instituțiile mai bune, din potrivă le face mai proaste. Iar neîncrederea oamenilor în funcțiile publice a crescut. Deci, iată, problemele sunt undeva în zona asta. Politicienii văd diferită integrare europeană de oameni. Războiul din Ucraina, în genere, este... Eu am auzit formularea că războiul din Ucraina este un cadou pentru actuala guvernare și cumva face nevăzută imperformanța lor. Nu e adevărat. Nivelul de încredere în puterea politică actuală scade. Ei asta văd și supărați, de asta și încearcă să facă tot mai multe măsuri publice. Show-uri, să mai numesc. Exact. Necătând la faptul, apropo, că au foarte, foarte multă presă care îi susține și organismele non-guvernamentale nu mai observă scăpările guvernării și ei vorbesc mai mult de războiul din Ucraina, despre problemele noastre din interiorul țării. Cu toate acestea, oamenii nu mai au acel nivel de încredere în actuala putere politică care a fost 2 ani în urmă. Și de fapt este firesc. Atunci când ocupim birou public în Republica Moldova, prima ta grijă nu e războiul din Ucraina. Prima ta grijă sunt oamenii din Moldova. Grijile lor, problemele lor. În genere, gândirea colectivă este subestimată. Da, oamenii pot fi manipulați, dar trebuie să fim conștienți că manipularea nu e veșnică. Ea destul de repede obosește oamenii. Și probabil că sancțiunile, așa îmi spun, sancționarea actuale putere politice, noi o să vedem chiar la următoarele legeri locale. E adevărat că lumea este nemulțumită și e foarte probabil că o să voteze cum o să voteze. Dar, pe de altă parte, trebuie să fim de acord că, oricum, cetățeanul simplu caută alternative. Fiindcă dumneavoastră cunoașteți, în cazul când el nu are alternativa respectivă, apare absenteismul la alegeri,
apatia, sau votul absolut întâmplător, sau votul chiar pentru actuala guvernare. Băi, n-am cine vota, de-am rău de bine, poate conștru... Știți, moldoveanul nostru câteodată, nu întâmplător să spune mintea moldoveanului de pe urmă, spune, nu bun, hai că până acum mai făcut niște greșeli, dar eu cred că eu înțeles că trebuie să guverneze altfel. Ia uitați-vă, și e cel mai interesant că și polițienii mei găsesc niște... încă o dată posibilități să manipuleze, spune, nu, oameni buni... Nu, viața politică la noi e mult mai colorată decât în Statele Unite. Imaginați-vă, 200 de ani, bine, nu chiar 200 de ani, 140 de ani, americanii aleg stabil între Partidul Democrat și Partidul Republican, măcar că se mai schimbă oamenii. Deci la noi e mult mai colorat, la noi e mult mai vesel, chiar aș spune. Rezultatele sunt mai proaste. Da. Eu înțeleg ce vreți să spuneți cu lipsa alternativei, dar eu am să fiu doar parțial de acord. Da, alternativa acum aparent lipsește. Aparent. Asta este o aparență. Pentru că probabil și candidații și alegătorii vor deveni mai atenți și mai activi atunci când se vor apropia de alegeri. Iată, acum o să avem alegeri locale în toamnă și eu am să fiu foarte curios ce rezultat o să realizeze atât puterea politică actuală, cât și cei din opoziție, pentru că primarii și consilierii locali, de fapt, sunt un gen de fundament tot timpul în jocul politic. Și să nu uităm că, practic, peste un an sunt alegerile prezidențiale și apoi o să fie alegerile parlamentare. Deci cei care vor obține rezultate bune la alegerile locale sunt următorii jucători în Parlament. Iar atunci când vorbim despre partidul de la guvernare, după rezultatul din iulie 2021, când a reușit să ia 63 de mandate, acum o să le fie foarte greu să arate măcar jumătate din acest scor la nivel local, adică să aibă măcar o treime din primarii din țară, eu nu cred. Și cu atât mai mult că primarii nu au avut o colaborare bună cu această formațiune politică. Primarii practic au fost ignorați în dialogul politic. Eu aș vrea puțin să trag atenția la ceea că noi prima dată probabil avem un parlament atât de nepregătit. Anume nepregătit. În parlament, de exemplu, când oamenii au votat pentru PAS, în parlamentarele din 2021, oamenii în mare parte au votat pentru Maia Sandu. În mare parte, eu cred că e vorba de 9 din 10, cel puțin. Oamenii nu, pentru liderul național. Oamenii nu știau cine e Grosu, cine e Malaiba, cine e Popșoi, cine e Radu Marian. Oamenii au votat acel nume care deja cumva a devenit notoriu cunoscut și genera așteptări, genera speranțe mai exact. Da. În modul ăsta, în Parlament au ajuns 63 de oameni care societatea nu i-a cunoscut. Dintre aceștia 63 de oameni sunt oameni care chiar nu au experiență, nu au experiență din niciun fel. E mare întrebare la doamna președinte, de ce a inclus acești oameni pe listă? Pentru că este și responsabilitatea dânsei față de legători și față de funcția de poziție de deputat, care aparent s-a creat impresia că deputat poate fi oricine. Uh-huh. Adică e suficient să ai, nu știu, ai trecut pe la universitate, ai luat un certificat și tu ești gata să fii deputat. Eu nu cred că e chiar atât de simplu. Și din perspectiva asta aș vrea să vă amintesc că noi avem 10 de specialități care cer acte permisive. Un șofer de autobuz, un șofer de troleu, un montor electric, un asistent medical, învățătorii trec teste. Atestarea, acreditarea, da. Și uitați-vă, noi avem așa cerințe înalte față de toate meseriile astea și avem atât de joase cerințe față de profesia sau față de poziția de deputat. Mi se pare că aici noi trebuie să venim, poate chiar elitele, cum dumneavoastră ați vorbit mai sus, poate chiar elitele intelectuale să vină aici cu niște idei și cu niște propuneri. Asta e unul la mână și doi la mână. Observați, toți oamenii care sunt în Parlament, nu contează, sunt de la PAS sau sunt de la PSRM sau în parlamentele precedente, oamenii au venit pe liste de partid. În listele de partid, pe dânsii au inclus liderii de partid. Și atunci noi avem fracțiuni devotate președintelui de partid, nu alegătorului. Da. Deci ei nu simt legătura cu alegătorul. Ei nu au
nu au obligațiuni față de alegător. Da. Ca ei să ajungă din nou în Parlament, lor le trebuie să placă președintelui de partid. Iată, dezechilibrele astea mari, după mine, foarte mari, în construcția noastră administrativă democratică, trebuie să cumva rezolvate. Trebuie să pară legătura între deputat și alegător. Și deputatul trebuie să știe că calea lui de a ajunge în Parlament este alegătorul și nu președintele de partid. Nu, cel mai straniu cu problemele este că noi le abordăm, am o propunerile dumneavoastră care sunt foarte raționale și inclusiv și eu le împărtășesc, dar la o anumită etapă când am încercat să le discutăm cu câțiva lideri de partid prin 2004-2005, s-au opus. Știți cum? Liderilor le place varianta actuală. Sigur. Ei controlează tot, pentru că ei trebuie să aibă acolo cumva niște oameni mai independenți, care pot să mai riposteze ceva. Da, profesor, imaginați-vă ședința fracțiunii, unde stau, nu știu, 10-20-30 de deputați și ei au legătură cu alegătorul și au sarcini de la alegător, au dureri și vin la ședința de fracțiune și președintele de partid vrea să impună agenda lui, de a zis, mai stai o clip, că așa. Eu trebuie asta să fac. Deci da. Acolo o să apară polemică, o să apară dialog, ceea ce ar trebui și este firesc. Și vor apărea la aceste ședințe interesele alegătorului. Iar astăzi, așa. La ședințele fracțiunilor, este interesul de partid. La tema asta noi o să facem o emisiune parte și să discutăm, că aici sunt niște idei interesante. Aș vrea să mă întorc la ideea liderului național, ideea alternativei. Nu întâmplător vorbesc. Desigur, noi avem nevoie de consolidarea celor mai buni specialiști din țară, ca să realizăm principalul. Să realizeze țara, modernizarea, succesul, bunăstarea. Adică, eu nu întâmplător am dat întrebarea ce e cu agenda cetățeanului, fiindcă populația e îngrijorată de sărăcie, de lipsa locurilor de muncă, de prețurile înalte, de aceste tarife foarte înalte la energie, la gază și la energetică și așa mai departe. Adică problemele sociale, problemele de social-economice pe oameni îi deranjează mai mult decât toată geopolitica luată împreună. Da, dar doamna prim-ministru de atunci, doamna Gavriliță, mi-a spus un jurnalist că facturile individuale nu contează pentru cetățean. Vă amintiți? Mi-aduc aminte. Asta tot face parte din lista aceea. Lipsa legăturii cu alegătorul. Doamna Gavriliță nu a avut legătură cu alegătorul. Dânsa are legătură cu partidul. Așa, și acum continuăm mai departe. Bine, actuala guvernare nu se descurcă. Ori au agenda lor mai mult geopolitică. Asta este părerea noastră că nu se descurcă. Da, asta e părerea noastră. Ei cred că se descurcă. Da. Noi invităm tot timpul în emisiuni să vină să se expună. Mulți întrânși vin, alții nu doresc să vină, dar asta e altă întrebare. Dar eu repet, unde este alternativa? Cum trebuie să fie acea alternativă? Cine este astăzi liderul alternativii, adică liderul, într-un fel, sau liderii opoziției, care ar putea în următoarele cicluri electorale, cel local, ne-ați vorbit, dar pe noi ne așteaptă două foarte importante, prezidențial și parlamentar, care ar putea să tragă locomotiva aceasta, care eu o numesc alternativa. Fiindcă dumneavoastră aveți perfectă dreptate, actuala guvernare e venită după un lider, după un revoluționar, după un tribun, după un orator cu o retorică, deci destul de specifică. Da? Este vorba de actualul președinte Maia Sandu, oamenii au mers după dânsa. Eu mai spuneam într-o emisiune televizată că acest lider a fost format și nu a ieșit de azi pe mâine pe arenă. El a fost format și promovat vreo 6 ani de zile. A fost un întreg scenariu tehnologic, după cât eu înțeleg. Dar asta e altă temă. Și acum mă gândesc la liderul care trebuie să vină și să confrunte în alegerile prezidențiale la anul viitor cu actualul președinte. Dar de alegerile acestea o să depindă fundamental situația politică, procesul politic și modernizarea țării în anii următori. Propun să pornim de la definiție. Noi astăzi, eu nu cred că noi avem lider național și am să explic de ce. Noi avem șef. Noi avem o persoană care deține biroul ierarhic superior într-o țară dezbinată. Iată ce avem noi. Și apropo, dezbinarea acestei societăți, în mare parte este meritul, în ghilimele, a acestui șef de stat. Lider național, noi putem să eu vă propun să pornim de la exemple. Lider național a fost Obama. Lider național a fost Merkel.
Și putem să mai găsim lider național, putem să găsim lider Charles național. De Gaulle. Putem să găsim lider național chiar și în lumea autocrată, care noi o numim dictatorială, totalitară. Liderii naționali sunt cei care nu-și atacă poporul. Ei acceptă poporul că el este diferit, că există diversitate de opinii și ei găsesc modalități prin care îi conving pe oameni să vorbească la alte subiecte. Deci ei evită subiectele care generează tensiuni interne, în schimb generează subiecte care ne unesc. Da, care consolidează. Doar avea o poziție mare în Germania și Angela Merkel în tot periodul, în toată perioada mandatului, 16 ani s-a ocupat guvernarea lui Merkel. Deci dânsa a avut o poziție și ea a avut o poziție inclusiv nu tot timpul civilizată, hai să spunem așa. Noi n-am auzit-o niciodată pe dânsa să atace opoziția și nu am auzit să atace cetățenii. Obama în același mod. Statele Unite nu este o societate omogenă. Uh-huh. Dar Barack Obama practic totdeauna ducea discuția la valori, la principii care ne unesc, la obiective spre care noi toți împreună trebuie să tindem. Și chiar am să vă amintesc că Obama vorbea foarte des despre lucruri care prindeau bine la americani, despre educație. Da. Nu vorbim acum despre educația superioară, nu vorbim despre școli, despre accesibilitatea la școală pentru toți americanii. Și mesajul ăsta era clar că este un mesaj măsurat, gândit. El înțelegea că societatea are nevoie și în modul ăsta el îi demonstra societății apropiere. Să nu uităm că președintele Statelor Unite are o agendă mult mai încărcată decât președintele Republicii Moldova. Desigur. Și Barack Obama avea agenda externă foarte încărcată, dar el în discuțiile pe intern, în mesajele pe intern, nu punea accentul central pe agenda externă. El întâi își consolida tribul. Iată, noi nu avem așa un lider care să consolideze tribul. Totodată, eu sunt absolut sigur că între noi sunt oameni care pot juca acest rol, pot deveni lideri. Probabil că simplu noi trebuie să ne deprindem să deosebim totuși minciuna de adevăr. Mm-hmm. Și atunci, probabil, alegerile noastre o să devină mai rezultative din perspectiva eficienței. Cine este persoana care trebuie să construiască țara, care trebuie să meargă înainte? Deși repet acest gând, din cauza că oricum suntem o societate patriarcală, oricum noi căutăm, suntem oameni care ne ducem din când în când la biserică, credem în Dumnezeu și credem în autoritate, într-un lider, într-un om gospodar, cum îi mai spunem noi. Țineți minte chiar și domnitorul Moldovei se numea gospodar zemlii moldavscăi. Și unii gospodarul, dacă nu se descurc actuale, înseamnă că noi gospodarul cel de mâine trebuie să-l găsim astăzi, să-l căutăm rațional, să-l căutăm cu emoții sau fără emoții, dar totuși să-l căutăm. Emoțiile pot fi pozitive și negative. Și pozitive. Noi am avut campanie... Pentru că noi negative avem prea multe. Campania din 2020 a fost o campanie extrem de bazată pe emoții negative și campania din 2021 anticipată tot a fost pe emoții negative. Și atât aici noi putem deodată să facem și concluzii că asta a fost alegerea noastră. Deci noi am ales un distrugător. În genere, termenul revoluționar în partea noastră a lumii și în partea vestică e înțeles diferit. Acolo revoluționari sunt oamenii care vin cu idei, gânduri noi și știu să determine progresul pe cele direcții. La noi revoluționari sunt cei care distrug tot și apoi spun că iată, acum după ce am stricat tot, hai să construim ceva, dar ei nu știu să construiască. Noi avem nevoie de oameni care ar putea, într-adevăr, să concentreze toată energia noastră și toată atenția noastră pe câteva direcții pe care noi toți am vrea să muncim cot la cot. Astăzi noi nu suntem echipă. Astăzi noi suntem multe, multe echipe care consumă foarte multă energie pentru conflicte interne. Mm-hmm. Noi nu avem societate. Noi suntem grupuri de oameni care trăim pe un pământ. Și aceste grupuri de oameni mai mult timp cheltuie pentru polemică, pentru dezbateri și foarte puțin discutăm despre planuri. Eu nu cunosc planurile guvernului, de exemplu. Eu nu știu ce o să facă guvernul din perspectiva dezvoltării sociale și economice în următorul an, în următorii 2 ani. Eu nu știu câți bani o să investească guvernul. Eu nu știu cu cine guvernul va discuta despre investiții și nu știu ce o să-i propună.
atunci când iese primul ministru sau altcineva și spune că noi vom aduce investitori, asta e minciună. Investitorii trebuie să aibă la ce vine în Republica Moldova. Noi nu avem astăzi nicio atractivitate pentru investitori și probabil că asta ar fi cinstit să ne spună primul ministru și ar spune, băi, uite, noi o scriem atractivități. Noi nu avem forță de muncă ieftină, în genere nu avem forță de muncă, noi nu avem resurse energetice ieftine, noi nu suntem stabili nici economic, nici politic, nici social. Noi prezentăm o zonă absolut impredictibilă. Cei care fac afaceri în Republica Moldova s-au deprins deja că ei trebuie să fie gata în orice moment pentru decizii stranii, cel puțin stranii, din partea guvernului. Dar în așa condiții nu se lucrează nimeni din mare. Absolut. Noi situația putem să o corectăm? Putem, sigur. Dar știți, democrația presupune implicare. Noi vrem o democrație în care noi parazităm, în care ea există de la sine, totul merge bine, noi mergem și votăm. Acei pe care noi am votat trebuie să fie cinstiți, trebuie să facă totul bine, noi trebuie doar să primim rezultatele. Democrația nu lucrează așa. Democrația lucrează prin implicare. Fără implicare lucrează numai autocrație. A fiecăruia personal. Exact. Numai autocrație. Un sfat totuși pentru liderii opoziției, pentru cei care trebuie să formeze alternativa de mâine, cum spun eu, cum spunem noi. Eu cred că liderii opoziției, pe lângă faptul că observă, și asta e bine, că observă scăpările, gafele, iar uneori chiar și aiurelele guvernării, eu cred că ei trebuie să le spună oamenilor ce trebuie de făcut, ce ar face ei dacă ar fi la guvernare, încotro trebuie de mers, cum ar putea lucrurile să fie gestionate mai bine, care ar trebui să fie prioritățile guvernării astăzi. Adică la oameni să înceapă să se formeze alegerea. Oamenii trebuie să aibă motive de comparație. Noi astăzi vorbim despre integrarea europeană, probabil 70%, 80% din peisajul politic vorbește despre integrarea europeană. Dar ce înțeleg prin integrarea europeană? Ce veți face voi ca noi să trăim mai bine? Deci asta trebuie să apară de la politicieni. Eu aș spune așa, următoarea campanie ar fi bine să fie bazată pe planuri. Adică chiar să fie planuri de acțiuni, nu neapărat foarte clare, pentru că totuși de la planificarea în campanie până la planificarea în guvern este o diferență foarte mare. Dar trebuie să existe planuri și să învățăm să ajutăm oamenii să voteze pentru planuri. Să nu mai votăm pentru trecut, să nu mai votăm pe cel care e mai puțin rău, dar să votăm un plan și un viitor în care am vrea să trăim. E clar. Și cu planurile e un oarecare partid minuscul care are doi oameni, cum spune președintele Voronin, pe divan și el vine cu un plan fundamental, mare și frumos, făcut undeva, eu nu știu, acolo, în țară sau peste hotare și spune, ia că eu am planul cel mai bun și eu vorbesc și este cel mai frumos. Nu vă spărați, dacă planul o să fie într-adevăr frumos, dacă planul într-adevăr o să fie bun, dacă cel care îți prezinte planul o să-l prezinte frumos și inspirat, atunci din doi oameni pe divan o să transforme în 10, apoi în 20, pe urmă într-o 100. Deci planul ăla o să atragă oameni. Uh-huh. Deci produsul nu o să rămână neobservat. Asta e unul la mână și doi la mână. Dacă planul acela vine din afară, nu e problemă. Important, el să poată fi realizat și cel care promovează planul să poată construi o echipă care îl poate realiza. Eu am observat că în alegerile precedente s-a făcut o miză foarte mare pe diaspora. Deci diaspora a fost importantă de două ori. În noiembrie 2020 și în iulie 2021. După care ce? Am uitat. Dar diaspora, între timp, din datele statistice, în 2022 a transferat doar prin remitențe în Republica Moldova, a venit vreun miliard, vreo 700 de milioane de dolari. Da. Dacă eu nu greșesc, asta 10-15% din PIB, eu nu știu exact cât a fost PIB. Produsul intern brut. Iar imaginați-vă că asta e cadou. Cineva îi întreabă pe dânsii, băi băieți, ce să facem noi pentru voi că voi veniți acasă? Da. Acum, având în vedere că noi suntem la sfârșitul emisiunii și discuția noastră a fost, am realizat-o așa, numai pe jumătate, deci că planul același, echipa și liderul național, totuși, asta e, într-un fel, o creație comună a societății. Dar și a elitelor. Eu, în întâmplător, vorbesc de elitele intelectuale. Planuri sunt de acord. Ideile au mai fost și la diferite partide. Țin minte social-democrații, țin minte echipa lui Braghi și avea chiar comuniștii, au avut pele de meu, au venit pe anumite planuri și mai socialiștii.
Dar tot timpul e mai importantă și echipa, echipa care trebuie să fie crescută și dumneavoastră aveți dreptate, că de multe ori noi este câte un lider așa frumos și deștept și vorbește bine și el la uneori devine convingător sau e format, manipulat în mass media ca omul ăsta să fie promovat înainte. Și uneori rămân în umbră echipe destul de pregătite. Adică eu când compar chiar deputații actualii guvernări, majorități parlamentare cu deputații de la platforma DA sau cu o bună parte din deputații socialiști în spate mai stau și foști miniștri cu pregătire destul de bine. Chiar în echipa lui Plahotniuc, noi îl criticăm pe dânsul și spunem că el a fost așa și așa, dar la selectarea cadrelor totuși el a avut niște succes acolo. Mulți oameni foarte și foarte de treabă. Așa că tot potențialul ăsta, ca până la urmă noi să realizăm un anumit succes, el trebuie să cumva consolidat și aici ne trebuie să puterea de convingere. Și dumneavoastră sociologii, da, și politologii trebuie să vorbească, și intelectuale trebuie să vorbească, și să avem uneori curajul și să-i sfătuim pe liderii noștri, că ei se văd mari și tari. Mi se pare că dacă e lider de partid, ei știu pe toate. Ei confundă lider și șef. Da. Liderul nu este șef. Dar atunci când vorbim despre poziția, e un moment important care probabil merită discutat. Asta e faptul că la noi, în Parlament, partidele sunt opozante în tot. Eu înțeleg că puteți să aveți, de exemplu, să nu aveți numitor comun, să nu găsiți numitor comun pe un subiect, pe două, pe trei, dar pe majoritatea voi trebuie să aveți poziții comune. Deci, ce vă împiedică să aveți poziții comune, nu știu, pe dezvoltarea sistemului educației, unde avem deficit de cadre, unde avem salarii care clar nu atrag oamenii, unde lumea îmbătrânește și mâine pe mână să avem școli, dar nu să avem învățători. Da. Ce vă împiedică să aveți o poziție comună pe sistemul de educație? Ce vă împiedică să aveți o poziție comună pe crearea, într-adevăr, a unor condiții atractive pentru investitori? Deci voi puteți să aveți agenda comună pe majoritatea subiectelor. Dar la noi este o poziție pe tot și asta e foarte straniu. Deci asta mă face să cred că ambele părți, în principiu, nu au înțelegere ce trebuie să facă. Deci este luptă pentru putere, dar nu este guvernare. Da. Bine, eu vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru participarea în emisiune. Ne gândim cu dumneavoastră pentru o altă emisiune, așa, un fel de lucruri pe acasă. Ce trebuie să facă societatea, cetățenii, intelectualii, pentru că să avem totuși o Moldovă democratică și modernă. Mai ales având în vedere și derapajele este antidemocratice care de ultimul moment, cuiva i-a trebuit să schimbe data de 9 mai, cuiva îi trebuiește să creeze centre de luptă cu propaganda rusă, parcă doamna președinte și guvernul a terminat toate problemele în țară. N-au timp de, pentru economie, pentru agricultură, pentru locuri de muncă, pentru acele 30.000 de tineri care au terminat universitatea și au plecat din țară, nu e nicio soluție. Dar uitați-vă, cea mai mare problemă e 9 mai. Propaganda din Est e la fel de periculoasă ca și propaganda din Vest. Și dacă vreți să vă luptați cu propaganda, trebuie să încercați să faceți un filtru universal. Desigur. Așa și e normal într-un regim democratic. Vă mulțumesc. Sănătate și succes dumneavoastră și vă așteptăm și în cadrul altor emisiuni. Vă mulțumesc. Oricum, dezbaterile cu dumneavoastră, discuția cu dumneavoastră tot timpul au fost interesante și eu mai v-am mai văzut și la niște conferințe și îmi pare bine că sunt totuși în Moldova oameni care analizează și nu se am să se expună. Trebuie să recunoaștem domnul Dragancea că avem și mulți profesori universitari și oameni din lumea, din știință și una și alta, care nu prea vor să se expună. Păi, guvernanței, noi ne facem probleme. Eu ne-am deconectat funcția și ea la mine noi. Mulțumim. Stimați respectori, l-am avut în studio pe domnul Vitalie Dragancea, care a fost cândva consilier a primului ministru, care este specialist bun în comunicare. Am discutat despre clasa politică, despre sarcinile și obiectivele modernizării țării, ce ar însemna partidele și care ar fi funcția acestor partide pentru pregătirea cadrelor bune pentru viitor și, în general, cum să facem ca societatea să fie mobilizată pentru a realiza succesul. Dumneavoastră, vă mulțumim pentru audiență și vă spunem la revedere!